astăzi este sâmbătă, 13 decembrie 2014. Ne aflăm acasă la campionul național UCPR 2014, Maraton Extrem, la domnul Penescu Iulian. Câteva cuvinte despre dumneavoastră, vă rog frumos. Sunt președintele clubului Călinești Argeș din 2003, când s-a înființat acest club. Cu o pauză de un an, când am avut ceva probleme de sănătate. Împreună cu doi vecini care zburam la Pitești, Neacșu și Ghinea, am luat hotărârea să facem un club la noi în comună. Am mers la toți crescătorii din comună și în comuna Ștefănești și ne-am înțeles toți și am format cu ajutorul domnului Ștefănescu clubul. Din 26 de membri câți eram la început, în 2003, în 2011 ajunsesem la 130 de membri. Foarte mulți tineri care au îmbrățișat acest sport. În 2011 câțiva membri au plecat la cealaltă uniune. Au zis că sunt mai serioși ceilalți, au zis multe lucruri urâte despre UCPR, dar nu au stat decât un an de zile. În anul viitor s-au reîntors și au făcut club. Nu m-a deranjat că și-au făcut club, dar m-a deranjat că au făcut clubul la 2-3 km de noi. Nu văd corect ca într-o comună să fie două cluburi. Eram mai bine uniți, dar nu s-a vrut. La începutul sezonului 2013, clubul Călinești a hotărât să plemeze numai la fond și la maraton. Tot la începutul acestui sezon, o parte din membrii de la Ștefănești, ajutat de domnul Dicu, și-au înființat un club la Ștefănești, țind din zonă mulți crescători care sunt mai aproape de casă și ajutați foarte mult de domnul Dicu. Clubul Călinești a rămas un club totuși cu 56 de membri cotizanți până la această dată și ne înțelegem bine și cu celelalte cluburi. Domnul Penescu, ce ne puteți spune despre campionul din expoziția națională? Ce pot să vă spun? Este un porumbel blând cu o voință să vină acasă. Este un porumbel care conduce cârbul. La vârsta de un an l-am angajat la o etapă de 650 de km care a și clasat-o. Plus o etapă de 870. Nu prea am dat atenție și l-am angajat la 2 ani, la 5 etape. 4 etape de fond și una de maraton, toate clasate cu un punctaj bun. În 2014 nu prea am avut timp de porumbei. I-am zburat la natural, la Doneț a venit pe locul 2, pe club, iar la Cravnodon, primul pe club și al 8-lea pe zonă. În 15 zile a zburat 2 etape, peste 1000 de kilometri. Înainte cu 5-6 zile de îmbarcare la Cravnodon, alerga femela la cuib, era foarte slăbit. Înainte de îmbarcare cu o oră, l-am prins și am zis, am umplut ușa cu boabe. Apoi am dat drumul în boxă cu femela câteva minute, l-am prins și l-am luat la îmbarcare. Seara, în jurul orei de 20, când a venit, a mai venit cu o femelă, o marmurată listă. Am zis că e fratele lui, care era angajat și el. Femela a stat până dimineața, pe sârme, apoi a plecat. Fratele lui clasase și el mare fond, dar nu mi-am dat seama. Nu prea zbura înainte, cu 2-3 zile de angajare la Cravnodon, zbura după sârmă pe alta. Cred că era în febră, nu mi-am dat seama eu dacă nu prea pun mâna pe ei. Deoarece cu câțiva ani de zile în urmă am îmbolnăvit, am făcut o alergie la praful de porumbei, nu prea pot să intru la ei. Sunt maestrul portului columbofil și am avut porumbei la toate categoriile în expoziție, dar fondul și maratonul îmi plac cel mai bine. Acest mascul face parte dintr-o linie de porumbei de fond și maraton. Unicul din partea mamei a zburat Moscova și multe etape de fond și maraton. Se trage din porumbei domnului Florin Moldovan, o linie de Van Bruene Emil Denis. Unicul din partea mamei se trage la domnul Stănucă. A zburat 7-8 etape Polonia, 4-5 pe Ucraina. Și pe de obicei, din porumbei care zboară la fond, tot din aia trebuie să scoatem pui. Deci stingele bun nu minte niciodată. În 2003, cu un văr de al lui, am fost campion la fond palmares, pe Uniune. Și tot cu acest mascul 10401, în 2014, am fost campion balcanic, la Balcaniada din Grecia. Deci stingele bun nu minte niciodată.
Ce îmbunătățiri ați vrea să se facă la această uniune la care concurăm și eu, bineînțeles, adică UCPR? Eu și mulți crescători am vrea să zburăm și noi din număr mare de porumbii. Nu să zburăm câteva cluburi, cum vrea unii din ei. Eu, unul, aș scoate protocoalele. Aș scoate protocoalele și aș face un clasament pe lansare, pe județ și pe club. Amatorii poate să zboare din 5-6 județe, noi nu suntem în stare să zburăm dintr-un județ. Uniunea a mai ales președintele CNS-ului, ar trebui să se implice mai mult. Am ales un președinte al CNS-ului care ar trebui să ne ajute să zburăm din porumbei cât de mulți. Sper ca în sezonul 2015 domnul Baiașoiu să poată uni un număr mare de cluburi pentru a zburea cel puțin fondurile și maratoanele și să organizeze mai bine naționalele. Sunt atâția membri în CNS-ul, ar trebui la naționale cel puțin un membru care face parte din CNS-ul să zie la centre de îmbarcare la național. Domnul Penescu, mai spuneți-ne câteva sfaturi despre tinerii începători columbofili care vor să apuce de porumbei, dacă aveți ceva de spus. Nu sunt eu în măsură să dau sfaturi, dar tinerii care vor să practice acest sport frumos, în primul rând, să-și aducă porumbei pentru ce categorie vor să zboare. Să-și achiziționeze porumbei de la crescători care cât de cât au zburat, au avut porumbei în expoziție. Trebuie să zboare la blană și din porumbei care zboară să scoată pui. N-am ce sfaturi să le dau eu. Fiecare își îngrijește și aibă grijă de porumbei cu lui. Dacă ați fi solicitat să vindeți porumbelul care a participat în expoziția națională, de fapt campionul, ce gânduri ați avea? Totul depinde de preț. În funcție de preț m-aș gândi dacă pot să-l dau sau nu. Pentru 2015, ce aveți în plan cu clubul de fond maraton? În 2015, clubul Călinești din 2013-2014 s-a hotărât să zboare numai la fond și la maraton. Noi ne-am axat pentru zborurile la fond și maraton pe Ucraina, unde cred eu că este o rută corectă pentru tot sudul țării. Pentru încheierea acestui interviu, dacă mai aveți ceva de adăugat pentru sportul columbofil? În încheiere, tuturor crescătorilor de porumbii le doresc un an nou fericit, multă sănătate și zboruri cât mai frumoase. La mulți ani! Și noi vă dorim la anul să fiți la fel în expoziția națională. Mulțumesc.